Zăpada asta a mieilor, semn de primăvară, sper să fie, cum la fel semn clar de primăvară dintr-un cu totul alt registru, reprezintă proiectul Asociației Culturale Cratima. Un proiect minunat legat de porțile vechi ale Timișoarei, de legendele din spatele lor și de oamenii faini care fac aceste lucruri să devină realitate. Abia aștept să aflu mai multe! Așadar, mi-am dat întâlnire cu Camelia Mingason, omul ce pune în mișcare Cratima, la o cafea, într-un loc ce în alte vremuri adăpostea prima bibliotecă publică cu sală de lectură din Imperiul Habsburgic, înființată de Iosef Klapka. Ciao! Ciao! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Ora ai găsit? Da! Locul potrivit pentru a reitera discuția despre patrimoniu și restaurare, începută cu ceva vreme în urmă la Gladna, unde am descoperit, grație aceluiași proiect, porți vechi, minunate și povești pe măsură. Vreau să aflu toată povestea asta cu poarta artă. Să știi că mare lucru nu știu. La Gladna, din păcate, n-am apucat să povestim foarte mult. Mai mult am lucrat, da, decât am povestit. Mulțumesc frumos. Așa că vreau să-mi povestești din fir apăr. Bine, ce s-a întâmplat la Gladna? Ce s-a întâmplat la Gladna intră cumva într-un context mai mare, pe care l-am început undeva în 2015, gândindu-mă cum să dezvolt un pic conceptul ăsta de turism urban, pentru că se cunosc foarte puține lucruri despre orașul în care locuim. Culmea, mergem la distanțe foarte mari, descoperim tot felul de locuri frumoase de altfel, dar nu prea știm mare brânză despre orașul în care locuim și mă refer aici, desigur, mai ales la copii. Dar și la adulți, știi cum e, la copiii nu știu, clar nu știu nici părinții și nici educatorii lor, pentru că dacă adulții ar fi știut și copiii ar fi știut, asta este foarte clar. Și atunci am zis, hai să vedem ce putem face ca să dezvoltăm ideea asta. Acum, poarta mi-a atras atenția ca simbol, pentru că poarta este un spațiu, de fapt, dintre două lumi și mi-a plăcut foarte mult, bine, mie îmi și place poarta ca obiect de arhitectură, asta e foarte adevărat, dar dincolo de asta, simbolul porții, simbolul ușii, nu că spațiu exterior, spațiu interior, adică poți să dezvolți aici o grămadă de teorii și nu numai de teorii. Porțile din Timișoara ascund de altfel și niște povești foarte frumoase. Noi acum poarta artă l-am pornit pe ideea acestor povești, adică nu ne-am dus la orice porți, sigur că porțile am încercat să fie cât mai frumoase și ca și obiect de arhitectură, dar cel mai mult ne-a atras povestea de sub poartă, ca să zic așa, pentru că e foarte important când te plimbi să descoperi, da, o poartă foarte faină, dar în același timp o legendă urbană foarte frumoasă. Și am pornit cu pași timizi, dar foarte bine ajutați de Smaranda Vultur, antropolog, nu? Toată lumea a auzit probabil de dumneai, care ne-a ajutat să găsim... de povești. Da, ne-a ajutat să găsim poveștile și cumva de la povești am pornit și ne-am dus către porți. Bine, mie toate povestea asta cu porțile mi se pare a fi parte din Marile Speranțe și cumva ne dă și speranța că se va întâmpla ceva mai mult. Adică încercăm să facem un circuit turistic din porțile astea, turistic în ce sens? De turism urban, evident. Să descopere omul poarta prin mijloace contemporane, și anume printr-un QR code pe care îl poate accesa și în momentul în care îl accesează îi se deschide o aplicație unde el vede niște detalii despre casa, despre imobil, că poarta, mă rog, face parte dintr-un imobil, nu? Am încercat să fie genul ăsta de ateliere în spate sau povești frumoase. Adică voi, de fapt, ați adus porțile astea și le aduceți în continuare în secolul 21. Da, povestim din alte secole, da. Dar trăim... Nu, asta este un aspect foarte important. Știi că la început mi-a zis ceva, și câte porți credeți că o să restaurați noastră, nu știu. Dar nici nu mi-am propus să restaurez toate porțile din Timișoara. Nu, ăsta este obiectivul meu. Obiectivul meu este să atrag atenția, pur și simplu, asupra unor elemente de patrimoniu din orașul ăsta, prin poartă, pentru că cu atât mai mult când imobilul nu este renovat, poarta sare în ochi. Ai să vezi în Maria, poarta e frumoasă, e verde, e superbă, imobilul nu e. Deci, imediat, știi? Deci, mie mi-a stărit în ochi sau mi-a răsunat în urechi până și titlul ăsta, Poartă Artă. Că și ăsta cumva te duce cu gândul la mult mai mult. Acum, eu știu că tu ești filolog la bază, da. Și sunt sigură că și titlul ascunde, de fapt, mult mai ascunde, mult. Ascunde. Care e povestea? Ea a fost ideea unei, cum să zic, unei omonimii, așa, știi? Un cuvânt, e un joc de cuvinte, e clar. Un joc de cuvinte, clar. Poarta, adică poartă, nu poarta în sine, dar și poarta, adică ia cu tine arta, du-o în suflet, oriunde te-ai duce. Proiectul ăsta era musai să se lase scris, astfel încât toate poveștile și informațiile și-au găsit case într-o carte pentru copii și oameni mari deopotrivă.
Sunt și eu acum pregătită pentru turul cultural al porților. Poate nu întâmplător, pornim din acest punct al orașului, care adăpostește astăzi Direcția pentru Cultură a județului Timiș, pion important atunci când e vorba despre conservare și restaurare. Primul punct pe traseul nostru e Teatrul Merlin, o instituție ajunsă aproape de venerabilă la vârstă de 70 de ani, cu o poartă pe măsură. Se înțeleg că una dintre porți e poarta unei instituții ultima. De cultură, ultima, ultima. Unei instituții de cultură din Timișoara, Teatrul Merlin. Și chiar sunt curioasă să-mi povestească, Laurențiu, mai multe. Cum v-ați găsit? Tu i-ai găsit pe ei? Voi ați găsit-o pe Camelia? Reciproc ne-am găsit. Reciproc ne-am găsit, da. Noi colaborăm de multă vreme pe tot felul de evenimente și Camelia, având acest proiect, ni l-a propus și nouă. Mulțumim, Camelia, încă o dată. Acum 2 ani, cred că, da, pentru prima oară. Da. Și iată că am ajuns să-l facem în sfârșit anul trecut. Mm-hmm. În sfârșit am ajuns să-l facem anul trecut. Pentru care... De ce zici în sfârșit? A fost greu? Au fost o felul de demersuri? Sau, nu știu, pentru că sunteți instituția, a fost mai greu decât dacă ar fi fost o clădire particulară? Sau de ce spui asta? Da, bineînțeles. A trebuit să mai povestim și pe la patrimoniu și alte cele. Mm-hmm. Dar una peste alta, lucrurile totuși au mers destul de simplu. Dat fiind că Camelia ne-a ajutat să facem o treabă bună. Adică era o idee a Consiliului Județean de a face și ferestrele în același timp. Și cum ferestrele nu s-au făcut, am zis hai totuși să facem poarta. Am așteptat poate, nu s-au făcut și am făcut poarta. Bine, eu din câte știu, evident că aici ne aflăm într-unul dintre cartierele istorice ale Timișoarei. Și ce se înțeleg? Că și clădirea de fapt e clădire de patrimoniu sau are la rândul ei o valoare? Cam toate sunt de patrimoniu aici. Da. Ideea e că alegem clădiri de patrimoniu, clar, pentru că dincolo de poarta ca și obiect este și o poveste. Deschiderea porții s-a întâmplat cu ocazia deschiderii festivalului nostru de anul trecut. Noi avem un festival internațional care ține preț de săptămână, anul trecut a fost între 21 și 29 octombrie. Sub bagheta lui Merlin, se cheamă cu ocazie cu care am deschis poarta. Am lansat această poartă prin programul Poartă Artă al Asociației Culturale Cratima și atât, cam una peste alta, asta a fost lansarea porții. Deci a fost o deschidere așa la propriu și la da, figurat. La propriu și la figurat, deschiderea porții cu deschiderea festivalului de acolo. Astăzi poarta Teatrului Merlin primește haină nouă și se deschide către deschidem poarta către artă! Nu mai aflăm nimic! Poarta de la Merlin nu e singura poartă ce s-a deschis spre artă. Nu departe, în același cartier, o altă poartă, prima din seria celor renovate, și o altă poveste. Deci primul pas, prima poartă, prima provocare, nu? Cam, da, asta cam aici prima. Ne situăm, asta da. E prima poartă. Povestește-mi, să o luăm cu începutul. Cum ați găsit-o? Cum v-a găsit? Care e povestea? Nu, poarta asta mie mi-a plăcut foarte mult și de foarte multă vreme. O știai că... din plimbările prin oraș? O știam pentru că așa cum ți-am povestit, cred că veneam aici la dentist. Așa, da, exact. Și mi-a plăcut mult de tot, chiar și așa, nerestaurată mi-a plăcut. Și cumva am vrut să pornesc de la ea, m-a interesat să văd ce poveste e în spatele porții, cu atât mai mult cu cât pe vremea când eu veneam la dentist aici, era și o vitrină aici undeva. Cu tot ce făcea meșterul Harry Goldenberg, tot nasturi, păpuși, tot felul de ornamente din acestea, din stofă și din ață, din, în fine. Aha, și deci de aici numele de poarta cu nasturi, da, despre de aici care numele, da, el făcea nasturi, el îmbrăca nasturi și făcea nasturi. Na, cine mai știe astăzi, poate și amintește că pe vremuri nu găseai nasturi de orice culoare la orice. Și atunci se îmbrăcau nasturi din materialul rochei sau al costumului, sau știi? Și...
meșterul Harry Goldenberg îi făcea cu tot felul de briz-briz, așa cum ți trebuia, mai mici, mai mari, mai... Da. Asta a fost povestea. După aceea, când am descoperit cu ajutorul Smarandei Vulturi mai mult din povestea asta, mi-a plăcut din ce în ce mai mult. Poarta fiind foarte frumoasă, am zis gata, pornim de aici. A fost de greu să o renovați? Cât a durat în timp să faceți așa ceva? Nu durează puțin, pentru că e o muncă minuțioasă, adică nu se poate face de pe o zi pe alta. În jur de 2 luni a durat restaurarea, stând în atelierul meșterilor 2 luni, adică am luat-o de aici, în locul ei a fost pus o poartă de trecere și a stat 2 luni în atelier ca să fie făcut așa cum trebuie. Ce înseamnă original în materie de elemente? Ce ați reușit să păstrați? Cam în proporție de cât? Adică mă gândesc că e clanța originală, nu? Clanța de nu exemplu. E pentru că ea nu, e, nu? Ea nu mai era. Cineva care avea o clanță care s-ar fi potrivit cu poarta ne-a dat-o, practic, ne-a donat-o. Clanța nu e originală. În schimb, restul... Feronăria e originală, deci... Și culoarea, nu? Mă gândesc că culoarea, e culoarea originală. Da, culoarea este culoarea originală. În Timișoara, la vremea aceea, porțile se făceau verzi, bej deschis sau vișiniu, pentru că erau culorile drapelului maghiar și pentru că erau înainte de 1918, nu? Dacă tot vorbim de centenar, cumva cam ăsta era codul de culoare al Timișoarei. Foarte rar, cum este la Merlin, de exemplu, ne-am avut surpriza să descoperim un albastru, deci foarte rar se mai întâmplau să mai... treacă și alte culori. Cam astea erau culorile de bază. Ai spus 2 luni, ai spus 2015, nu? Da. Pare miște. Și s-a lăsat toată treaba asta și cu o lansare frumoasă, da, nu? Da, adică da, zis, da, cu, dacă da, tot e să marcăm evenimentul, da, să-l marcăm ca atare. Da, sigur că da. Am organizat un mini concert de muzică de cameră aici sub poartă. A fost un concert minunat. Eu mi-aș dori cam sub mai multe porți din Timișoara. Foarte mult mi-aș dori asta, să organizăm astfel de concerte, poate concomitent, poate unul după altul, pentru oamenii bătrâni care locuiesc în aceste și cumva să le și dăm viață acestor spații, pentru că dincolo de faptul că arată rău, într-adevăr că arată rău în momentul în care intri, de ce să nu spunem, că nu arată grozav, dar în momentul în care intri, interiorul ăsta de suport are așa somptuozitatea unei săli de bal. Strada 16 decembrie 89, pe care se găsește poarta cu nasturi, e de altfel înțesată de clădiri vechi cu porți pe măsură, ca de altfel întreg cartierul Iosefin, unde ne aflăm. Cu lecția învățată, le privesc la rândul meu cu alți ochi. Doar puțin atenție și poți descoperi în jur adevărate bijuterii. Unele dintre ele, din păcate, într-o avansată stare de degradare. Porțile fără glas își așteaptă tăcute, fie sfârșitul, fie în cazurile fericite, un laborios proces de recondiționare. Așa cum a fost și cazul unei alte porți din vecinătate, în fața căreia ne-am dat întâlnire cu unul dintre oamenii de bază ai proiectului Poartă Artă. Voi v-ați apucat de treaba asta cu porțile. Nu știu, cât de mult contează măcar poarta să fie făcută la o clădire? Cred că e cel mai simplu totuși de făcut. Sau nu știu, o să-mi spui tu, Dani, din punctul tău de vedere. Cum e să fie măcar poarta făcută la o clădire care altminteri nu arată foarte bine? E mult mai facil ca să te dedici porții, pentru că e o investiție mult mai mică. E un imbold
Dar e un imbol, nu? Până la urmă. Și un pretext. Pentru poate asociațiile de proprietari sau proprietarii care stau în casele istorice, că în Timișoara nu tot timpul sunt case proprietate privată a unui singur, a unei singure persoane. Și atunci asta atrage asupra sa atenția de la toată strada și deseori comunitatea își face repere în porțile care arată bine. Cum a început, din punctul tău de vedere, proiectul ăsta? Că mă gândesc că tu ai avut un cuvânt important de spus atunci când ați hotărât porțile care trebuie făcute, măcar primele dintre ele. Nu știu, pe ce ați mers? Să aibă niște elemente anume, să fie într-o anumită stare de, nu știu, de degradare. Sau din potrivă, să nu fie atât de degradate. Cum a fost începutul ăsta? Păi, Camelia au avut grijă ca să indice porți care sunt cumva răspândite în oraș, ca să nu se simtă un cartier sau un altul defavorizat. Și atenția ei a fost în principal către porțile care au o istorie, dar nu numai. E interesant ca porțile să transmită ceva și atunci cei din comunitate se regăsesc iarăși în poarta care, zicem, e degradată și acum iar arată bine. Și trebuie cu siguranță incluși specialiști în discuție, pentru că nici lucrurile astea nu le poți face ca asociație de proprietari așa cum te taie capul, nu? Adică mă gândesc că există niște reguli care trebuie respectate atunci când vine vorba de stil, de curățarea feroneriei, de culori care trebuie folosite, materiale, nu? Adică nu poate face oricine treaba asta. Sigur, și în primul rând trebuie implicați în discuție cei de la Direcția pentru Cultură, pentru că ei trebuie să-și dea un aviz vis-a-vis de modul în care se recondiționează orice element de pe fațadele istorice. Cred că e vechi de vreo 5 ani un regulament de culoare pe cartierele istorice din Timișoara. Cred că și există afișat pe panourile acelea de afișaj, da, din oraș, nu? Da, și foarte util. Și pe lângă un studiu de culoare pe care îl poți face simplu căutând pe la colțuri vechi urme de culoare, poți atunci să te orientezi vis-a-vis de culoare, așa cum am făcut cu Cami la fiecare poartă, în ce direcție mergi cu cromatica. Și atunci când trebuie refăcut ceva din temelii, nu știu cum ar fi, niște vitralii, sau cum ați procedat? Adică știi ce vreau să te întreb? E mai greu să refaci niște chestii decât să le pui noi? Păi două aspecte aici. Unul din aspectele importante și asta e bine de adresat, e lipsa meșterilor. Uh-huh. Și atunci, da. Ceea ce înainte era acoperit cumva de școlile de meserii și meșterii tradiționali, acum lipsește cumva și e o gaură în comunicarea cu cei care dețin porțile. Și în mod normal, un specialist ca și mine n-ar trebui să zică cum se face o poartă. Asta este adresat de către meșteri. Neexistând ei, intervin eu. Și e un dialog între mine, proprietarul porții și echipe de muncitori care au cunoștințele necesare, astfel încât să înțeleagă ce le spun eu lor. Uh-huh. Și da, când ai elemente lipsă, e problematic. Dacă ai vitralii sau feronerii lipsă, atunci ai o problemă reală, pentru că deseori nu găsești pe cineva care să ți le facă așa cum au fost. Pentru că lemnul poate fi, să zicem, e mai ușor relăcuit, dar elemente lipsă, chiar trebuie să și le mai faci și noi și să pară vechi, nu? Sau cum? Nu neapărat, dar elemente din lemn pot să recreezi mai ușor decât elemente din fier forjat sau, din sau sticlă, elemente vitralii. De feronerie sau vitralii. Aia sunt mai greu de adresat. Dar eu zic că până acum noi am avut noroc. Și a ieșit totul foarte bine. O mulțime de elemente care trebuie luate în seamă atunci când e demarată restaurarea unei porți. În plus, niște lucruri care par banale, dar care strică aspectul firesc, sunt țevile de gaz și cablurile nenumărate care decorează aproape inevitabil porțile și clădirile vechi sau noi deopotrivă. Așa e în România întreagă, așa e și în Iosefin și în Fabric, un alt cartier al Timișoarei, plin de povești și porți vechi. Bun, deci aici e cartierul Fabric, exact. Cu poarta pe care sunt cartier special al Timișoarei. Mm-hmm.
Asta e ultima renovată? Sau nu, nu, recent, asta este cea din 2016. Evident că are și poarta asta o poveste. Are și cum poarta asta. Deci, găsit-o? Tot este... datorită stilului? Sau nu, cum nu, noi am, cu primăria Timișoara, de fapt, am lansat un concurs pe Facebook. Și am zis așa, alegem noi o poartă și o poartă o alegem în urma unui concurs public de fotografie. Și poarta asta a câștigat concursul respectiv. Deci oameni care s-au plimbat prin Timișoara sau proprietari de imobile au trimis fotografii la primărie și acolo s-a format o comisie și am ales poarta asta dintre multitudinea de fotografii care au fost trimise atunci. Pentru că era puțin și diferită, noi, mă rog, am ales-o în funcție de niște criterii, în sensul că, așa cum a spus și Dani, încercăm să fie porți diferite ca stil și din cartiere diferite, ca să nu dăm impresia că privilegiem un cartier sau altul și cumva să ne și plimbăm prin întreaga Timișoară cu toate poveștile astea, adică să nu ne blocăm doar în Elisabetin, care sigur că este un cartier foarte bogat, poate cel mai bogat în povești, în legende urbane. Ei, dar nici cu fabricul nu mi-e rușine, da, exact, așa că era mult să ajungeți și aici. Da, da. Știți ce nu te-am întrebat și sunt foarte curioasă să aflu? Cum ați lucrat cu proprietarii, cu locatarii? De exemplu, la Merlin poate a fost mai simplu pentru că acolo funcționează o instituție și instituțiile, mă rog, au alte reguli. Dar când e vorba de proprietari particulari, de case particulare, nu știu, au vrut să intervină mai mult ei, au avut șansa să-și dea mai mult cu părerea, să spună noi am vrea așa sau am vrea așa. Nu știu, oricum, cum a funcționat comunicarea? Adică nu că nu ne dorim să ținem cont, dar nu ținem cont de părerea proprietarilor atâta vreme cât sunt în joc niște principii de restaurare, așa cum și Dani a spus, foarte clare. Adică degeaba proprietarul vrea poarta roz cu picățele dacă ea trebuie să fie verde. Dar bineînțeles că această comunicare cu proprietarii este foarte important. Într-o clădire ca asta sunt tot felul de oameni. Sunt oameni care apreciază patrimoniul, oameni care sunt indiferenți și pentru care faptul că le faci o poartă ca nouă nu înseamnă absolut nimic. Din păcate există, de asta zic, trebuie foarte, foarte mult umblat la educație. Încă eu zic, de cât mai mici copiii sunt să fie educați să respecte aceste valori de patrimoniu, pentru ca mai târziu să ajungă să aprecieze ceea ce au în orașul lor, fiindcă altfel dărâmăm cu prea multă ușurință și poarta asta foarte ușor ar putea fi înlocuită de una de termopan, da? Fără să ne gândim ce a fost în spate. Mai ales că deja s-a și deteriorat, da, puțin, da. Mă gândesc că nu arăta așa. Nu, arătat impecabil și eu chiar sunt un pic, eu n-am mai trecut, trebuie să recunosc de mult pe aici, pentru că nu-i cartierul în care locuiesc, dar sunt un pic tristă să o văd că arată așa, deci asta nu are niciun an de când a fost impecabilă, deci a fost foarte, foarte, foarte frumoasă. Din păcate, nu toată lumea are grijă și sunt sigură că în tot imobilul ăsta sunt oameni care regretă că arată așa și oameni care au adus-o în starea asta fără să le pese. Cu toate astea, nu dăm înapoi, nu? Nu, și e, sigur e că clar, da. Te-am mai întrebat, nu te oprești aici, ar fi păcat. Nu mă opresc aici și nu dăm înapoi, pentru că, sigur, cu fiecare picătură mai umpli un pic paharul. Sigur că e greu la început, este greu, dar până la urmă o să sper, până la urmă, și dacă din 10 convingi un om, pentru mine deja proiectul e câștigat.